Mă bucur tare mult să abordăm astăzi un subiect care pare tabu și în mintea multora dintre noi este tabu. Nu știu exact de unde ni se trage asta, dar abia aștept să vorbesc despre aceste aspecte cu invitatul meu de astăzi, o persoană care face foarte multe lucruri în direcția asta în România. Este vorba de medicul Romeo Dumitrescu. Bine ați venit! Ziua, bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că astăzi vorbim despre un subiect care n-ar trebui să fie tabu și aș vrea să vă întreb de ce este acest subiect tabu. Noi românii facem parte din Balcani și toată această populație balcanică care a avut o ocupație turcească îndelungată de aproape 400 de ani a exorcizat puțin acest subiect, devenind în ghilimele tabu. De obicei, la români, din discreție, nici găina nu face ouă. Suntem despre viața sexuală și despre cum ne protejăm. Delicați. Da. Și lucrul acesta, sexualitatea, dragostea, se apără foarte mult, dar nu se ascunde, nu ar trebui să fie ascunsă. Așa este, pentru că în momentul în care ascunzi acest subiect, intervin problemele, nu? Ori Destul de multe probleme. Avem nevoie de educația sexuală? Din păcate nu avem și avem nevoie extraordinar de mult și foarte multe părți ale societății, chiar în România, chiar și câteodată biserica, se opune educației sexuale. Avem nevoie de un soi de ABC a educației, a sexualității în această privință, pentru că culegem niște roade neplăcute în lipsa acestor informații. Tinerii noștri se informează din familie deloc, din școală aproape deloc și ajung la o vârstă de 14-15 ani în care informațiile vin de la colegi sau de pe internet. Înțeles că internetul e ca o autostradă pentru toate informațiile, și bune și rele, și este foarte greu să ai un discernământ. Și atunci ne întâlnim cu o populație tânără în România, din care unul din patru tineri are o boală transmisibilă sexual. Vă gândiți că lipsa aceasta de educație generează anumite afecțiuni? Din cele mai grave, așa e? Cu siguranță, cu siguranță, și suntem în primele 10 locuri din lume. Statistic vorbind, suntem foarte buni și aici, la infecție cu transmisie sexuală, suntem în primele 10 locuri. 75% din femeile din România se confruntă cu un episod de candidoză vaginală, care nu e neapărat transmisibil, numai și numai e sexual. Vaginoza bacteriană afectează 3 din 4 femei. Trichomonasul afectează 5% din populația activă sexual din România, și bărbați și femei. Iar în România apar aproape 500.000 de noi cazuri de infecție cu Trichomonas vaginalis în fiecare an. Wow. Este o statistică înspăimântătoare pentru niște boli care de multe ori, mai ales la femei, sunt niște boli tăcute, liniștite, care nu deranjează. Nu? Da. Dar dacă ce se întâmplă cu problemele, adică persoanele care deja au probleme, ce se întâmplă cu ele? De cele mai multe ori nu află. Și populația tânără, mai ales și a de femei, pentru că femeile în primul rând sunt afectate, se trezesc la un moment dat în infertile. Un lucru foarte grav, mai ales că fertilitatea în România a scăzut în ultimii 20 ani de la 400.000 de copii născuți vii la 170. Ei, gândiți-vă că și pe acest fond avem o problemă, infertilitatea indusă de aceste boli. Deci până la urmă, dumneavoastră spuneți așa, educația precară, subiectul ăsta tabu pe care induce o educație precară și apoi afecțiunile care nu le percepem ca și afecțiuni. Ele sunt acolo, stau latente, dar dau aceste probleme de infertilitate. Infertilitate, naștere prematură, tot felul de greutatea copilului este mică la naștere și iar aici încă un
premiu pe care îl primim, un premiu prost, suntem printre primele țări din lume cu copii născuți prematuri. Wow! Asta este o mare problemă. Ce se întâmplă dacă nu se testează la timp și nu depistează la timp aceste afecțiuni? Îmi spuneți că există aceste riscuri, da? De care ați vorbit mai devreme. Deci asta este unul din riscuri, că vor fi infertile, că vor avea tot felul de probleme. Ce se întâmplă, sau în alte țări, se testează femeile? Un lucru foarte interesant, de exemplu, țările ex-sovietice au un program de sănătate foarte bine țintit și toate aceste analize sunt gratuite. Toate analizele privitoare la maladiile transmisibile sexual. La noi, în România, parte sunt gratuite, primele parte nu sunt gratuite, dar și din lipsa de educație nici nu se mai ajunge la, nu se mai ajunge la doctor. Dacă vorbim de alte țări, cum e Franța, i-au liberalizat toate aceste testări pentru boli transmisibile sexual. Mulțumim tare mult! Tot ceea ce ați aflat acum ar trebui să avem cu multă claritate în minte, pentru că, da, nu este de joacă. Nu ar trebui să fie un subiect tabu acesta, ci ar trebui să-l avem toți în minte și să ne protejăm. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi! Plăcere.